Salariile rămân aceleași, dar volumul de lucru crește pe zi ce trece. De vină ar fi fluctuația de cadre din poliție, motiv pentru care Natalia Prutean, ofițer superior de sector din Bulboaca, Neninoi, muncește cât pentru trei. Ea mai îndeplinește atribuțiile șefului de sector, această funcție fiind vacantă. Cum se descurcă o femeie ținând în spate un sector de poliție care deservește 5 localități, aflați luni la ora 19:30 în emisiunea Moldova la pachet, realizată de colega noastră Dorina Macarici. În sectorul de poliție numărul 4 din Bulboaca, Neninoi, activează doar Natalia Prutean și stagiarul Leo Cristian, când de fapt, deservind 5 localități, aici ar trebui, după spusele femeii, să lucreze cel puțin 10 angajați. În sectorul dat trebuie să activeze 10 persoane care deservește 5 localități. Bulboaca, Roșcana, Calfa, Gura Bâclă și Hârbovăț. La moment suntem doar 2. Natalia afirmă că face față cu greu volumului mare de lucru, care uneori menționează că ia întreaga zi. Avem foarte multe activități planificate, uneori nu le reușim. Remunerarea proastă este la fel un motiv pentru care oamenii pleacă din sistem, adaugă femeia. Cred că mare parte este vorba de salariu, că lucrează un an, doi și pleacă psihotare. Eu cred că mai mult a fost motivul cu pleca psihotare este lipsa de surse financiare. Soția, dacă are un copil acasă, trebuie să-l întrețină cumva. Omul este nevoit să plece psihotar din țări. Telefonați de noi, cei de la Inspectoratul General de Poliție ne-au declarat că un polițist de sector poate spune multe și că lucrurile nu stau neapărat așa cum sunt relatate, iar pentru a comenta totuși afirmații, trebuie mai întâi să sta de vorbă cu cel care le-a făcut. Ulterior, Mariana Bețivu nu ne-a mai răspuns la apeluri. Un polițist de sector, asta nu înseamnă că noi trebuie să fim de acord cu ea. Munca nu este deloc ușoară, afirmă însă Natalia, care ne-a mărturisit că zilnic lucrează cu un contingent diferit de oameni, de la infractori și consumatori de alcool până la părinți irresponsabili. Știi că poți fi atras la răspundere și lipsă de drept părintească a copilului. Să fiu nevoit să-ți amendez. Sunt familii în care, dacă nu s-ar implica poliția, copiii ar continua să trăiască într-un adevărat infern, mai adaugă Natalia. Eugen, eu am o rugăminte la tine. Faci ordine curat. Eu mai vin săptămâna asta, dacă văd așa mizerie și săraci, așa bujele. Natalia este una dintre cele peste 200 de femei din Republica Moldova ce s-au aventurat în funcția de sectorist. Ponderea femeilor angajate în poliție a crescut de la 18,8% în anul 2019 la 19,31% în 2020. Momentan avem peste 1600 de femei polițiste.